Se pare că, în sfârșit, municipiile Hunedoara și Deva vor avea ieșire spre autostrada A1. Contractul pentru proiectarea preliminară a unui drum de legătură cu 4 benzi între Hunedoara și autostrada A1 Sibiu-Deva va fi scos la licitație la începutul lunii februarie, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. În paralel cu administrația locală, CNAIR are în lucru un studiu de fezabilitate pentru nodul rutier de la Sântu-Halm. Investiția face parte din proiectul Drum Transregio Hunedoara-Sântu-Halm A1 cu modernizarea drumului județean 687, ce face legătura între Hunedoara și Sântu-Halm pe o lungime de aproape 10 km și construirea unui drum nou cu o lungime de 4,5 km, cu două benzi pe sens și acostamente între DN7 și autostrada A1 cu nod rutier pe A1 la Sântu-Halm. Cea mai frumoasă urmare sufletească mea, o pot declar public asta, Transregio Hunedoara Sântu-Halm. Nu vreau să dau vina pe cine, dar de când este gata autostrada, mai puțin ea 30 km de aia, de când trece autostrada de la Teropresc, nici un individ nu s-a gândit să ceară în care să facă intrare și ieșire pe autostrada pentru municipiul de aia. În data de 10-10-2023, am semnat acordul de parteneriat cu PNAE București pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul Transregio Hunedoara Sântu-Halm. În data de 17-12 a fost elaborată nota conceptuală, proiectare de documentație. În 14-12 a fost elaborat caietul de sarcini. În data de 19-12 a fost publicat, atenție, pe SICAP. Nu ne putem să ne acumulierea să mai intenții. A fost publicat pe SICAP anunțul de pasiune pentru alăbirea contractului de servicii pentru privind elaborarea studiului de fezabilitate, iar în data de 1-2-2024, ora 15, este termenul limită de depunere a ofertei. Banii sunt asigurate de DNAIR, București, Compania Națională de Autostrăzi. Noi ne ocupăm de ceea ce înseamnă construire, licitație, tot, și treaba va merge. Treaba va merge și Deva va avea intrare și ieșire pe autostradă la Sântu-Halm perpendicular pe drumul de la Orășterea Apărată. Se naște întrebarea dacă această intrare și ieșire pe autostradă era de la început, câți investitori străini se opreau în Deva sau în Hunedoara? Ofertele pentru proiectarea preliminară a legăturii municipiilor Hunedoara și Deva la autostrada A1 pot fi depuse până la 1 februarie 2024.